facem încă un pas prin Evanghelia lui Ioan și în capitolul 6 suntem martorii unor minuni la mare. În săptămâna dinaintea celui de-al doilea paș dintre cele trei ale lucrării lui Iisus, îl vedem pe Domnul în acțiune și învățăm de la el lucruri profunde despre identitatea și scopul venirii sale. Încă de atunci, Iisus era vestit pentru miracolele pe care le făcea. Mulțimile îl urmau nu pentru că ar fi crezut că era Mântuitorul, ci pentru că deveniseră dependente de spectacolul și mai ales beneficiile minunilor sale. Într-o zi, pe când se aflau în Galileea, Iisus stătea cu ucenicii pe un versant de munte, dar n-au stat împreună prea mult pentru că mulțimile i-au aflat și s-au adunat. Iisus i-a supus pe ucenici unui test. Cum să hrănim atâția oameni? I-a întrebat. N-avem cum, sunt peste 10.000 de oameni, au răspuns ei. Să-i trimitem acasă, a sugerat altcineva. Unul din ucenici a venit amuzat cu pachetelul unui băiețel. Dar Iisus l-a luat în serios și a trecut la treabă. Fără el, situația ar fi fost disperată. Dar așa, cu 5 chifle și 2 peștișori, plus Iisus, mii de oameni au mâncat căsăturate. Domnul a luat deci puțină merindă, a mulțumit tatălui și a făcut suficiente sandwich-uri să se sature toți. În vremea aceea de sărăcie, aproape sigur, aceea a fost pentru unii din ei prima dată când vor fi mâncat căsăturate. Când oamenii și-au dat seama că și aceea fusese o minune, au complotat să-L pună cu forța pe Iisus împăratul lor. Așa că Domnul a trebuit să mai facă o minune ca să scape de ei. Mai târziu, în seara aceleiași zile, Iisus a vrut să se ducă singur la o parte să se roage. Așa că i-a îmbarcat pe ucenici într-o corabie și i-a trimis înainte la Capernaum, nu la mare distanță de acolo. Dar s-a stârnit o așa furtună puternică pe lac, încât le-a produs multă spaimă și bătăi de cap ucenicilor. Pe când se luptau cu valurile și cu perspectiva naufragiului, Iisus a venit la ei umblând pe ape. Domnul le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Iar când l-au luat în corabie, îndată au ajuns la mal, în locul potrivit. Citiți versetele 20 și 21 din Ioan 6. În ziua următoare, mulțimile l-au căutat pe Iisus, fără succes. Bineînțeles că nu s-au dat bătute și l-au găsit pe partea cealaltă a lacului. Iisus i-a întrebat dacă voiau iar de mâncare sau dacă vor crede mai degrabă că el era sursa hranei spirituale de care ei chiar aveau nevoie. Apoi, Domnul Iisus le-a spus că el venise din cer ca să-și dea viața ca jertfă pentru păcate. Doar cine crede acest lucru are viața veșnică. El a fost cuvântul făcut trup, pâinea care ne hrănește astfel încât să creștem. Dar cei mai mulți au continuat să refuze sau să amâne să se încreadă în Iisus. Dar oferta lui este încă în picioare. Oricine vine la el pentru mântuire va fi primit. Cine acceptă prin credință ce a făcut Iisus pentru noi, cine se încrede în El, se poate odihni în Domnul pentru veșnicie.